Accidentul s-a petrecut la ieșirea din localitatea Cuzavodă. Cei trei se îndreptau către Mihail Cogălnicianu, iar la volan se afla un bărbat. Alte două femei se aflau în autoturism când, la un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat pe câmp. Accidentul de circulație s-a produs pe fondul neatenției în conducere. Autoturismul s-a răsturnat, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. Se va stabili din cercetări dinamica acestuia. Am intervenit pentru descarcerarea a două victime dintr-un autoturism marca Opel Astra. La sosirea echipajului de pompieri, cele două victime se aflau în imposibilitatea de a se autoevacua. Am intervenit cu mijloace specifice pentru scoaterea celor două victime. Victimele au fost preluate de echipajele de ambulanță și de SAJ. Imediat la fața locului au sosit și două ambulanțe care au preluat victimele. Șoferul a scăpat doar cu câteva zgârieturi și nu a rămas internat. Însă cele două femei, pasagere în mașină, au fost investigate, iar ulterior medicii au decis să le trimită la Spitalul Județean Constanța. Din cele trei victime sosite azi dimineață în urgență Spitalului Municipal Medgidia, o victimă, unul din pacienți a fost trimis urgent la Constanța cu politraumatism prin accident rutier. O a doua persoană așteptăm să-l trimite la Constanța pentru investigații suplimentare la neurochirurgie și a treia persoană a părăsit serviciul de urgență. Șoferul este acum cercetat pentru vătămare corporală, are dosar penal și cel puțin pentru următoarele 90 de zile va rămâne pieton.